Domnule profesor, bună seara și bun găsit de această dată la săptămâna comentată în 30 de minute, așa cum deja v-ați obișnuit împreună cu invitatul nostru, domnul Șomaiot. La bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Noutățile săptămânii, cele mai importante care sunt? Ultima noutate și cea mai neplăcută, aș zice că a venit iarna sau a revenit iarna. Ne-am trezit azi dimineață într-o ferie totală și mă gândeam cum se va circula din nou. Din fericire a început să plouă, dacă la noapte îngheață va fi perfect. Și vom avea un oraș de patinatori care, chiar dacă n-a ajuns capitală culturală sau capitala tineretului, va avea o populație care, cu o cultură de mediu deosebită și plină de spirit ecologic, va patina pe străzile din Baia Mare printre mașini. Să vedem ce s-a întâmplat pe plan local încă în afară de iarnă. Când spuneam adio iarnă, iată că a revenit, așa cum ziceți și dumneavoastră. În contextul creșterii numărului de infectări COVID la populația de vârstă școlară din Maramureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a pus în discuție în 7 martie necesitatea adoptării unor măsuri severe în cadrul unităților școlare. Ei bine, ce au decis membrii comitetului și care este starea actuală de funcționare a școlilor și liceelor din județ? Înainte de a vă prezenta niște date statistice, cu permisiunea noastră am să fac câteva mențiuni, niște informații interesante pe care le-am auzit în mass media recent, în drum ce vineam spre studiul nostru televiziune. Mai exact, faptul că sunt aproximativ 1 milion de copii care sunt în riscul de a nu putea să-și încheie anul școlar datorită lipsei de acces la mijloacele IT sau la internet sau a căror mod de participare și de desfășurare la orele online nu corespunde, n-a fost satisfăcător pentru a putea asimila cunoștințele necesare. România este într-o situație dificilă, pentru că dacă în Franța sau în alte țări civilizate învățământul online, chiar dacă nu era pregătit ca sistem să funcționeze, acolo se experimenta de ani de zile și existau discipline școlare la care de acum 5, 8, chiar 10 ani se transferaseră orele în mediul virtual. Acolo nu se pune problema infrastructurii, adică asigurării pentru fiecare elev a unui smartphone, a unei tablete și a conexiunii la internet. Pe de altă parte, noi suntem pe al doilea sau al treilea loc, dacă bine mă amintesc, în Europa, pentru abandonul școlar. Se presupune, conform unor fundații care fac cercetări în acest sens în România, în momentul de față, că abandonul școlar va crește undeva între 15 și 20%, ceea ce ar fi o catastrofă, mai ales că ea se constată tendința de abandon, de fapt a și început procesul, la copiii din clasele primare și în special în zonele rurale, acolo unde neexistând condiții pentru învățământul fizic, neexistând nici posibilitatea de a face învățământul în mediul virtual, copiii abandonează școala, evident, cu acordul părinților. Și gândiți-vă ce înseamnă ca să renunțe la școală copiii de vârsta primară. Adică în momentul în care înveți să citești și să scrii, în momentul în care intri pe acest făgaș care trebuie să-ți completeze dezvoltarea personală. Eu cred că nu suntem suficient de transparenți și nu suntem nici suficient de loiali cu noi înșine în momentul când facem evaluări ale situației de fapt pe toate fazele învățământului din România, iar consecințele probabil că vor genera sacrificiul uneia sau dacă nu a două generații. În urma analizei făcute în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și cu aprobarea celor de la București, ordinul comun emis de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății stabilește că în Maramureș 98 de școli sunt în scenariu roșu. Asta înseamnă că fac cursuri doar clasele 0 și cele din ciclu primar. 158 de școli sunt în scenariu galben. Asta presupune că fac cursuri fizice la școală cu respectarea evidentă a măsurilor de igienă și distanțare fizică clasele 0, ciclul primar clasele 1-4, clasele a 8-a și a 12-a. Și 116 școli sunt în scenariu verde, adică toată populația școlară merge la ore. Mai sunt și 21 de școli
unde se fac cursurile doar online și este vorba despre școlile din zonele unde este instituită carantina. Am înțeles. Săptămâna viitoare chiar doresc să discut din nou cu doamna inspector școlar general despre situația unităților școlare din județ, pentru că, cred că ați remarcat și dumneavoastră, sunt foarte multe școli în reabilitare. Și mă întreb cum se derulează cursurile în aceste unități școlare. Ar fi o ironie faptul că în niște școli unde se fac lucrări de modernizare și reabilitare să fie și cursuri fizice, pentru că eu cred că a fost timp suficient în tot sistemul de învățământ din România, începând din 15 martie, să nu zicem 15 martie, de la 1 aprilie 2020, să se înceapă un amplu program național de reabilitare. Era momentul că atunci, să spunem, școlile trebuie închise, nu se poate face, nu se pot face cursurile prin prezența elevilor. Haideți să ne apucăm acum și să facem modernizarea și reabilitarea școlilor. Se pare că nu s-a făcut, pentru că atunci banii care existau au fost canalizați către managementul crizei sanitare. Dar asta este o altă problemă. Nu degeaba se spune că statul este cel mai prost manager în orice domeniu în care își exercite influența. Să vedem ce s-a întâmplat la Consiliul Local Baia Mare, pentru că după o pauză de o lună în care nu a avut loc nicio ședință a Consiliului Local Baia Mare, membrii deliberativului s-au reunit pentru a participa la ședința ordinară lunară, ieri 11 martie, având o ordine de zi stufoasă și o mulțime de proiecte de hotărâri de analizat și votat. Cum au decurs lucrările ședinței și ce proiecte importante au fost votate? Am urmărit ședința. Deci, a fost o ședință grea? A fost o ședință grea prin faptul că a fost un fel de show care mediatic, având de o parte pe domnul primar, de cealaltă parte diversi consilieri locali, unii care erau lăudați, alții care erau admonestați. Am avut senzația că mă uit la un film neorealist în care dirigintele clasei făcea o oră și o evaluare cu elevii mai tembeluți, mai prostuți, mai incoerenți, mai incapabili, care trebuie să le explice anumite lucruri, pentru că în final să le tragă câteva proiecte de hotărâre. Vedeți, noastră, faptul că consilierii locali primesc cu 48 de ore înainte 21 de pagini pe care sunt trecute cele 36 de proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi și cele 2, 4, 5, uneori 10 proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi suplimentară, denotă o lipsă de respect și o formă de manifestare a unui spirit autoritarism. Dacă consilierii locali, majoritatea dintre ei venind din zone tulburi, fără să aibă o experiență sau o expertiză profesională în niciun domeniu, doresc totuși în mod onest să-și facă simțită și cuantificabilă prezența, ei trebuie în cadrul partidului, mă rog, a altor medii în care lucrează, să apeleze la niște specialiști și să întrebe de ce se face așa sau de ce propune domnul primar să fie cu tare problemă scaunele cu, sau mesele cu fețele în jos și cu picioarele în sus, ca să putem slaloma, ca să putem să sărim pe stele sau de ce. N-au timp fizic. Iar acele ședințe de comisii, și vă spuneam eu, a fost o mare, mare prostie să se accepte existența 3 comisii în loc să fie 6, cum erau înainte, sau 7. Pentru că în momentul în care comisiei numărul 3, care se ocupă de sport, cultură, tineret, social, etc., etc., îi îngrămădește acolo 13, 15, 18 proiecte de hotărâri, credeți-mă că nici dacă le-ar citi pe sărite sau în diagonală, nu reușesc să le parcurgă. Și atunci ce fac consilierii? Ori votează nu, respingând, și aici are primarul dreptate. Unii spun nu pentru că așa le zice partidul, nu pentru că sunt conștienți că nu e bine ce votează, sau votează toți ridicând mâna și aprobă pentru că nu vor să fie penibili. Continuă show-ul permanent între Edil. Așa va fi USR până la finalul mandatului și cu acești consilieri pe care îi avem acum? E o întrebare tendențioasă. Nu se presupuneți că vom avea acum același consiliu local? Acum cunoașteți pe consilierii locali actuali, ați cunoscut și pe ceilalți, și pe cei dinainte, celorlalți. Da, dar în momentul în care m-ați întrebat, nu țineți cont de niște aspecte. De care? Sau, de exemplu, nu se presupuneți că vom avea timp de 3 ani și jumătate, același primar, aceiași consilieri locali. Eu așa mă lucrurile gândesc. Se mai mișcă. Adică sunt consilieri care își dau demisia, care pleacă, care ajung în alte situații și așa mai departe. Nimeni nu este veșnic sau etern. Acum alegeri parlamentare nu o să mai fie ca să plece din ei.
nu se știe niciodată când apar asemenea oportunități și mișcări. Pe de altă parte, ce m-a surprins este faptul că unii consilieri nu mai ridică problemele acolo și preferă ulterior, cum e domnul Cirț, să comenteze pe pagina personală de Facebook, prezentând o radiografie a neregulilor pe care domnia sa consideră că le face primarul. Domnul Cirț e la fel de vocal? În ședințe nu. Nu. De ce s-a liniștit? Nu, acum USR-ul este cel care... A fost domnul consilier Bogdan la dumneavoastră în... Hodorogea, da. Hodorogea în emisiune și să știți că dânsul e calul de bătaie, dar dânsul are... mă scuzați, aptitudinile necesare și tupeu să facă acest ping-pong. Revin și cu asta aș vrea să termin. Nu s-a aprobat nimic semnificativ, inclusiv în ceea ce privește viitorul Consiliu de Administrație al URBIS, au fost desemnate de primar și evident aprobate de acea comisie de selecție niște persoane care deja sunt de atât de mult timp în primărie încât probabil că uneori uite să meargă acasă să doarmă și dorm în birou. Asta dacă nu fumează. Pe de altă parte, nu pot să înțeleg atâția celor consilieri locali care se lasă călcați în picioare, care n-au măcar atâta mândrie și demnitate să pretindă respectarea legii. Nu domnul primar deschide ședința, nu domnul primar face prezența, nu domnul primar trebuie să prezinte ordinea de zi, domnul primar este invitat la ședințele Consiliului Local. Ori dacă ați văzut cum au loc ședințe de Consiliu Local, consilierii sunt înșirați pe două laturi, președintele de ședință și secretara municipiului stau în dreapta, cum ar fi echipa care face procesul verbal al ședinței, și domnul primar stă în mijloc, dirigintele de, era să zic, șantier, de cartier, de oraș. Trebuie odată să înțelegem că nu putem să fim respectați și nici nu putem să fim respectabili atât timp cât, unu, încălcăm reglementările și legile, sau, doi, acceptăm să fie încălcate aceste legi, deși avem instrumentele prin care putem să nu le acceptăm și să ne manifestăm în mod onorabil protestul față așa ceva. Au fost 36 de proiecte de hotărâri, majoritatea au fost aprobate pe repede înainte. Vreau doar să vă atrag atenția la următorul lucru. Doamna secretar de ședință, doamna Mihaela Câmpian, făcea aceeași greșeală care se făcea și în vechiul legislativ de cei mai mulți dintre președinții de ședință. Dacă dumneavoastră sunteți cetățean, da, și sunteți curioasă sau parte din presă să mergeți la o ședință de aia, și eu vă spun, proiectul de hotărâre numărul 16, avizul comisiei 1 favorabil, avizul comisiei 3 favorabil. Sunt obiecțiuni, discuții? Nu. Supunem la vot. Nu să știți despre ce e vorba în acel proiect? Nu. Și atunci vă întreb din nou de ce nu se respectă cutuma prin care, mai ales că ședințele sunt publice și transmise pe internet cu bâlbele corespunzătoare, să se dea citire titlului acelui proiect de hotărâre. Ca cetățeanul interesat, care urmărește de acasă, în pandemie, respectiva ședință, să știe ce înseamnă proiectul de hotărâre numărul 16. De ce nu se face acest lucru? Și nimeni nu le atrage atenția și nu le spune. A fost un moment hilar aproape la început. Acest celebru personaj din Baia Mare, Ioan Butean, știți, e un domn înalt, urmaș al celebrilor buteni, dânsul care umblă cu cravată tricolor, s-a înscris la cuvânt, i s-a dat cuvântul și a avut un speech din ăla între periaj până la busculadă, cu un limbaj care la un moment dat depășea probabil vocea arhanghelului Gabriel. Dar eu zic că ce le-a făcut domnul Butean prin acea retorică acuzatoare au meritat domnii consilieri, care uneori uită că dânsii reprezintă puterea cetățeanului și nu sunt mielușei în drum spre abator. Tot despre Baia Mare vreau să vorbim, pentru că pierde pentru a doua oară competiția în vederea obținerii unui titlu de capitală europeană după eșecul de a deveni capitala culturii în 2022, jurul preferând desemnarea orașului Lublin pentru titlul de capitală europeană a tineretului în 2023. Se poate vorbi despre un eșec cuantificabil și ce beneficii ar fi adus un asemenea proiect? Vedeți, dumneavoastră, Lublinul este un oraș din Polonia care are farmecul și poziția sa geografică extrem de interesantă. M-am documentat și am văzut, dincolo de asta, este un oraș cu o viață vie, trepidantă, în care există o comunitate foarte implicată și activă în ceea ce privește viața cetății.
M-ați întrebat dacă se poate cuantifica această pierdere. Bun, se poate cuantifica în măsura în care pierzi la imagine, pierzi la prestigiu și pierzi mai ales la beneficiile care le-ar fi adus declararea orașului Baia Mare ca și capitală europeană a tineretului. Și mă gândesc prin asta că chiar dacă nu avem hoteluri 5 stele, chiar dacă nu avem un aeroport internațional, chiar dacă gara noastră pare să fie un peisaj luat dintr-o provincie din Liban sau Irak, totuși Baia Mare are o ofertă care excede oferta multor orașe competitoare. Și aici este vorba despre Băimăreni, în special despre generația tânără. Cu un minim de efort, pentru că noi n-am fi putut să construim într-un an și jumătate nici acel centru sportiv olimpic, nici aquaparcul, nici să mai reparăm toate monumentele istorice degradate, nici să rezolvăm clădirea monument fosta episcopie care se surpă pe, la ieșirea din oraș pe strada Vasile Lucaciu, dar am fi putut ca printr-o mobilizare exemplară sutelor sau miilor sau zecilor de mii de tineri care veneau dintr-o curiozitate firească, mai ales sperându-se că ieșeam din pandemie până atunci, să le facem o ofertă în special turistică și culturală. Pentru că nu avem ce să le arătăm economie mare lucru și nu avem nici pe unde să-i ducem nu știu ce săli monumentale. Avem câteva muzee, dar sunt de nivel regional și local, dar oferta în ceea ce privește turismul și petrecerea timpului liber cu o implicare și o responsabilitate a ONG-urilor, a administrației și a celorlalte instituții care au interese și atribuții, se putea face un oraș al tineretului extrem, extrem de interesant. Va fi vreodată? Cine ar mai fi avut un mare beneficiu? Mediul de afaceri și în special Horeca. Horeca extrem de greu afectată de această pandemie prelungită. Închipuiți-vă ce ar fi însemnat un oraș în care într-o lună îți vin 30.000 de turiști, cel puțin, pentru Horeca, pentru terase, pentru activitățile care se puteau organiza în interior și așa mai departe. Mai ales că este vorba despre anul, ar fi fost vorba de anul european al tineretului. Dacă se poate face? Bun, eu zic că da. În Baia Mare există o infrastructură generală, să zic așa, care este ok. Ce trebuie făcut? Sunt multe. Nu avem o sală polivalentă pentru cultură, nu avem o bază sportivă, nici una pentru natație, avem pungile de sărăcie, avem în continuare probleme în ceea ce privește modul de comportament și spiritul civic, dar dacă reușim să focalizăm toate aceste energii și capacități pozitive, nu la modul autoritarist și nu într-un mod în care îi subordonez și orice se face este doar la inițiativa cuiva, Baia Mare poate să devină un oraș într-adevăr de referință în orice domeniu în Europa. Continuăm cu știrile naționale. În ciuda stării de alertă și a măsurilor restrictive impuse de guvern, numărul de persoane infectate zilnic crește în România, aspect care generează îngrijorare și în viața publică, în condițiile în care numărul persoanelor vaccinate a ajuns la 2 milioane și acum știm că avem problema cu vaccinul AstraZeneca. Și vreau să spun legat de acest vaccin că am întrebat și la nivel de Maramureș care sunt cifrele, le primiseră de fapt presa. Eu am întrebat și câte cadre didactice s-au vaccinat, încă nu am primit răspuns, dar pe anumite surse am aflat că undeva în jur de 200 de cadre didactice au fost cu acel lot. Aș vrea să comentăm puțin și această situație. Da. A emite opinii sau considerații legat de acest lot ABV2856 care a fost retras în cele 9 țări în care a fost distribuit este ar fi forțat. Atâta vreme cât nu se exprimă prin rezultatele unei sau concluziile unei anchete care are loc la nivel european Agenția Europeană a Medicamentului, putem face doar speculații. Noi știm că acest lot a avut undeva la 1 milion de doze de vaccin și a fost distribuit în 17 țări. România a primit 77.000 de doze, nu, România a primit peste 100.000 de doze și au fost administrate 77.000. Nu s-a constatat deocamdată niciun fel de efect advers major soldat cu deces, pentru că se spunea că acest lot sau vaccinul din acest lot provoca coagularea sângelui și acele cheaguri generau trombozele și așa mai departe. Un lucru este clar, nu vine bine acest eveniment, mai ales atât de intens și aș zice eu
derapant mediatizat în contextul în care exista o emulație și o dorință a românilor de a se vaccina. Deocamdată nu ne putem alege vaccinul, existau niște prescripții pe ce tip de vaccin se recomandă în funcție de vârstă și de condiția de sănătate. Trebuie să înțelegem că nu vom putea ieși din această pandemie fără să ne imunizăm. Iar imunizarea se poate face în două feluri, pe cale naturală, respectiv prin vaccinare. Dar am înțeles că acum oamenii vor fi și mai reticenți. Vedem și la medicii de familie, tot o știre de astăzi, cum că sunt deja oameni care nu mai doresc să se vaccineze, își retrag programarea. Nu că doresc alt vaccin, nu mai doresc deloc vaccinare. Veți vedea că statul român, având această abilitate comunicațională remarcabilă, va scoate niște personaje gen care să convingă. Simona Halep, cum a fost președintele, premierul și așa mai departe, poate niște pseudovipuri din zona media, din zona entertainment, din zona TV, care se vor vaccina și din nou se va crea acea emulație. Vedeți, noastră, vaccinarea nu este obligatorie. Nu te poate obliga și Uniunea Europeană a spus clar. Vaccinul nu este obligatoriu. Dar pe de altă parte, vin și vă întreb din nou, este corect ca tu, stat, să cheltuiești bani cu cei care refuză să respecte nu doar și să se vaccineze, nu doar regulile stabilite, ci cele mai elementare norme de conviețuire? În momentul în care un om care refuză vaccinarea, pe baza, nu știu, unei declarații sau pe orice, ar ajunge într-un spital în terapie intensivă, ar pune în pericol viața personalului medical și a celor din spital, și ar trebui să răspundă pentru faptele sale. Credeți că ar mai avea același punct de vedere? Dacă refuz vaccinul, atunci asumă și consecințele. Dacă te îmbolnăvești, de ce alegi la terapie intensivă? E cinic ce vă spun. Dar vă întreb din nou, refuz să mă vaccinez, dar mă duc și stau la spital așteptând să vă salvez. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar te vaccinezi și iată că vine vestea că vaccinul are probleme. Ascultați-mă, există într-adevăr și aici depinde care firmă. Nu mai bine atunci aveam polidinul nostru, nu era o soluție? Nu. Deci în modul în care s-a promovat. De exemplu, Pfizer are o reclamă și o promovare extraordinară. Moderna, de asemenea, fiind același tip. Nu ne l-am promovat responsabil. Și noi, citiți, vă rog, în presă și veți vedea cum se menționează că cu tare și cu tare președintele, senatori, deputați, miniștri s-au vaccinat cu Pfizer. Simona Halep, alte persoane relevante. În mod firesc, vaccinul acestea, prin fișa lor tehnică, scrie foarte clar ce garanție oferă și în ce procent de imunizare. Pe de altă parte, niciun vaccin nu poate să garanteze 100% că imunizează acea persoană. Așa cum nici a nu lua vaccinul și a merge pe imunizarea naturală, firească, nu poți să garantezi că nu vei contribui devenind un vector de transmitere intracomunitară. Rămâne la tine fiecărui om. Interesul comunității este mai primează față de interesul personal. Dacă nu vrei să accepți o oportunitate care ți se oferă, ok, spune-o, dar asumă-ți-o. Eu așa văd problema. Pe de altă parte, haideți să ne gândim un picuț că, și la faptul că nu respectăm regulile. Mergem la schi, mergem în vacanțe, mergem și socializăm pe fel de fel de evenimente și după aia ne mirăm că numărul de morți a crescut de la 2200, adică iertați-mă, numărul de persoane infectate zilnic de la 2200 a ajuns la peste 5000. Bine, dar nici nu sunt de acord ca să nu ieșim nicăieri. Deja ne-am săturat ca să toți stăm închiși, oamenii trebuie să și socializeze. Sigur, cu acele măsuri mai trebuie să ieșim. Păi tocmai asta este problema. Da. Despre asta vorbeam, despre nesupunere civică. Nimeni nu spune să nu mergeți la un restaurant sau să ieșiți într-un mediu. Dar acolo spune clar, conform studiilor efectuate, trebuie să fiți în acea încăpere. Atâtea persoane, membri ai unei familii, la această distanță, problema este că nu se respectă. Da. Nu ne respectăm și după aceea tot noi suntem cei care ne plângem că rata de infecție este mare. Și în ultima perioadă știm foarte bine că se fac testele în România. Că există diferențe foarte mari. În Timișoara sunt peste 40.000 de teste și în Vaslui 20. Asta este o problemă. Eu am încredere în această campanie și în acest sistem.
Conform datelor menționate și într-o declarație a ministrului Muncii, Raluca Turcan, în România există peste 120.000 de persoane, respectiv pensionari, care cumulează salariul cu pensia, peste 35.000 dintre aceștia fiind angajați ai statului, luând salariu tot din sistemul bugetar. Și au mai fost prezentate anumite situații de genul la nivel național. Când va intra în vigoare legea care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat și cum credeți că vor opta cei aflați în această situație? Eu m-am izbit de această problemă în perioada experienței mele administrative la Consiliul Județean. Oameni care aveau o pensie extraordinar de satisfăcătoare și care mai lucrau acolo pe niște considerente că n-ar fi posibil să înlocuiască cineva, că au competențe extracalifragilistice, nimeni nu este de neînlocuit, sunt pline cimitirile de persoane care nu sunt înlocuite. Ca să nu mai vorbesc că în sectorul bugetar erau angajați, și știți foarte bine la cine mă refer, persoane care ieșiseră din sistemul de pază și apărare națională sau ordine publică și aveau 10.000 de lei pensie și mai erau 10.000 de lei salar. Mie mi se pare că această lege corespunde unui criteriu esențial în conceptul meu, și anume etică și echitate și justiție socială. Adică, dacă ești pensionar și vrei să lucrezi până la 70 de ani, du-te și angajează-te în mediul privat. Nu deranjezi pe nimeni. Dar dacă ești pensionar și iei această pensie de la bugetul statului, atunci te rog frumos să nu te angajezi la stat. Și aici trebuie foarte clar reglementat. Problema este că noi avem o lege a pensiei și această lege a pensiei mi se pare că expiră în septembrie. Și s-ar putea și prin legea pensiei să se facă. În momentul de față, de fapt din 11 martie de ieri, această lege, acest proiect este pus în dezbatere publică. Pus în dezbatere publică, se așteaptă amendarea lui și se vadă care este opinia societății civile. După ce ea va trece de această fază, va intra în Parlament, probabil va fi aprobat și va merge la promulgare. Dar ea trebuie corelată neapărat cu legea pensiilor. Legea pensiilor care va apare în toamnă și care lege corelată, legea 263/2010, care va fi schimbată, care în prezent permite cumularea pensiei pentru limite de vârstă cu veniturile obținute prin activități dependente și independente. Dar este o necesitate. Încă o dată, dacă vrem să fim o societate normală care funcționează corect, trebuie să respectăm principiul eticii, echității și justiției sociale. 2 minute aveți la dispoziție pentru știrile internaționale. Da, Polonia și Ungaria sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu mecanismul european care condiționează acordarea fondurilor europene cu respectarea regulilor de stat. Adică dacă Olanda consideră că Polonia, Ungaria și România nu se ridică la nivelul așteptărilor sale, votează împotrivă și avem restricții la fondul, ceea ce nu este corect. Mă surprinde faptul că țările bogate ale Organizației Mondiale a Comerțului au blocat cererea formulată de peste 80 de țări sărace sau în curs de dezvoltare, refuzând să renunțe la dreptul de brevet asupra formulelor vaccinurilor anticovid. Acele țări sărace sau îngrijorate nu își pot permite să cumpere pe niște sume imense și să le distribuie gratuit, așa cum se întâmplă în țările din Europa. Puteau aceste mari țări și l-au urmărit pe președintele Biden, care vorbea despre vaccinul Johnson & Johnson, și a fost întrebat dacă se va produce în termenul de referință 500 de milioane, adică mai de doze, mai mult decât are nevoie poporul american, ce veți face? După ce va fi vaccinat și ultimul american care dorește, vom dona acele doze, dar nu până se vor vaccina americanii. Marea Britanie resimte un prim efect al Brexitului, numeroase companii japoneze emigrând cu afacerilor din Uniunea Europeană. Să știți că printre oamenii de afaceri care se aflau în Marea Britanie, pe locul 3 ca și număr de companii și cifră de afaceri, se aflau japonezii. Speriați de Brexit, sau speriați, conștienți că Brexitul va genera niște efecte pe termen scurt, mediu și lung, în ceea ce înseamnă aspectele de legături comerciale, aceste firme pleacă din Marea Britanie și se îndreaptă spre Europa, adică spre țările din Europa, unde vor găsi și sunt primiți cu drag pentru că au capital financiar și mai mult decât au afaceri extrem de interesante. Fostul lider și principal exponent al mișcării de independență a Cataluniei, ne mai aducem aminte de acel Charles Puigdemont, care a fost capul rebeliunii și a cerut secesiunea Cataluniei față de Spania, va ajunge probabil la Madrid, unde este cercetat și probabil condamnat într-o primă fază pentru secesiune și rebeliune împotriva statului, pentru că Parlamentul European i-a ridicat ieri imunitatea.
Mulțumim pentru participarea la emisiune. Ne revedem vinerea viitoare în aceeași formulă. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Un weekend plăcut. La revedere!